Bună seara, prieteni! Conferințele Plantăm Fapte Bune în România s-au întors cu sezonul al patrulea, tot aici, în direct, pe pagina noastră de Facebook. Ținând cont că suntem, spunem noi, mai longevivi și mai în vogă decât multe dintre serialele de pe Netflix, vă urăm bine ați venit din nou alături de noi. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare și cu siguranță, la fel ca și până acum, așteptăm comentariile voastre în chatul transmisiunii video. De asemenea, nu uitați că veți regăsi înregistrarea pe Facebook, dar și pe YouTube, începând cu seara, noaptea acesta. Salut, Mihai! Bine ne-am regăsit, zic eu, în forță pentru un nou sezon de conferințe. Salut, Marin! Bună seara, prieteni! Pare că avem o conferință dedicată domeniului cinegetic, uitându-mă la acel urs care e mare, dar de altfel vom discuta despre industria lemnului din Finlanda, în mod special, dar și cu câteva comparații din Federația Rusă. Îl salut pe Paul, care e la a treia conferință live, dacă nu mă înșel, în acești 4 ani și mulțumesc că și-a făcut timp pentru o asemenea prezentare. Paul, nu zic mai multe, îți dau cuvântul, sunt tare curios să văd ce ne-ai pregătit. Te rog. Mulțumesc mult, un an bun tuturor. Mă bucur să fiu alături de voi din nou în seara asta. Vă salut pe toți de la Helsinki. Țărișoara asta mică de aici e Finlanda. Dita mai colosul de lângă este Federația Rusă. Și sper că cei de la Phoenix să mă ierte că le-am împrumutat sintagma în umbra Marului Urs. Eu am crescut și mi-a plăcut muzica celor de la Phoenix, așa că m-am gândit că se potrivește foarte bine pentru prezentarea din seara asta și mai ales la ce se întâmplă în momentul ăsta și în Finlanda și în Rusia și prin alte părți. Ca să trecem direct în problemă, am să fac o mică prezentare comparativă între Finlanda și Rusia, astfel încât cei care ne urmăresc să capete cumva o imagine de perspectivă. Finlanda este undeva un pic mai mare decât România, cu vreo 100.000 de kilometri pătrați în plus. Vedeți, Rusia, așa cum știm, este cea mai mare țară de pe glob, cu peste 17 milioane de kilometri pătrați, de la Pacific și până aproape de noi și cu siguranță până lângă Finlanda. Aici pe mijloc am punctat faptul că sunt 1340 de kilometri de graniță între cele două țări. Deci asta este un aspect extrem de important pentru finlandezi. Finlanda are 5 milioane și jumătate de locuitori, Federația Rusă 144 de milioane. Produsul intern brut a celor două țări, cel al Finlandei undeva la 276 de miliarde de dolari, cel al Federației Ruse în ultimii 3 ani pot spune că s-a dublat. Deci economia de război funcționează în favoarea Rusiei, putem spune. De pe la vreo 2 trilioane s-a dus la 4 trilioane de dolari PIB-ul Rusiei. Este o realitate și chiar astăzi am citit că Fondul Monetar Internațional estimează o creștere economică a Rusiei dublă față de cea prevăzută acum câteva luni de zile. Ca și păduri, după cum cred că aproape toată lumea știe, sau dacă nu știe, află acum, Rusia este țara cu cele mai multe păduri din lume. 20% din pădurile lumii sunt în Federația Rusă. Au peste 1000 de milioane de hectare de teren forestier. Practic, peste 50% din țară este acoperită de păduri. Și cine a avut ocazia să zboare peste Rusia, eu am făcut-o de la est la vest, am plecat din Finlanda și am zburat până în Japonia, la un moment dat zbori ore întregi, nu vezi decât păduri. Finlanda are 23 de milioane de hectare de teren forestier. Dar când ne uităm un pic la volumul de lemn pe picior, vedem că Finlanda are circa 2,6 miliarde de metri cubi, un pic mai mult decât România.
Rusia are 82 de miliarde de metri cubi de lemn, este de departe cea mai împădurită și cea mai bogată țară în această resursă. Pădurea crește undeva 100, 107, 105, 107, 110 milioane de metri cubi de an în Finlanda, peste 750 de milioane în Federația Rusă. Nu sunt păduri care să crească foarte, foarte bine, pentru că sunt în zone cu climat și cu sol problematic. Climatul este mai dur, solurile sunt mai sărace, dar vorbim de cantități imense. Finlanda exploatează într-un an, depinde, între 60, 70, s-a ajuns la 80, chiar 95 de milioane de metri cubi de lemn. Rusia, aproape constant, peste 200 de milioane de metri cubi de lemn este exploatat anual de niște ani buni încoace. În ceea ce privește certificarea managementului forestier, Finlanda este foarte mult pe schema PEFC, 19 milioane de hectare certificate conform acestei scheme. Rusia, până să înceapă războiul din Ucraina, avea 62 de milioane de hectare certificate FSC, era cea mai mare țară, pe primul loc în clasamentul FSC. În momentul de față, tot ce înseamnă certificare forestieră din Rusia este suspendată din cauza războiului din Ucraina. Și toate produsele care provin din Rusia, produsele din lemn, sunt afectate de această suspendare și nu sunt acceptate în anumite piețe, cum este piața Uniunii Europene sau piața Statelor Unite, a Canadei și alte piețe din lume. Ca și idee, Rusia este de 50 de ori mai mare decât Finlanda și are foarte, foarte, foarte multă pădure și foarte mult lemn, din care exploatează o fracție. Ducându-mă spre Finlanda, sau stând mai mult preocupat de Finlanda, unde locuiesc și unde lucrez de mulți ani, jumătate din pădurea finlandeză este pin, silvestru, aproape o treime este molid, 17% este mesteacăn și mai sunt și alte câteva specii care nu au importanță economică deosebită. Dar este o țară a rășinoaselor, țara coniferelor, în special pin. În ceea ce privește proprietatea pădurii, 60% din pădurea finlandeză este deținută de proprietari privați, individuali, persoane fizice. Statul finlandez are aproape 30%, 26% sau un sfert, să spunem. Industria, firmele mari din Finlanda dețin și ele 9% și apoi sunt și alți proprietari, fundații, Ministerul Apărării și alte, care sunt Universitatea și Academia Finlandeză dețin și ele un 5% din pădure. Sunt peste 600.000 de proprietari individuali de pădure din Finlanda și proprietatea medie este undeva în jurul la 30 de hectare. Ceea ce face deținerea de pădure și managementul forestier mai ușoare și mai avantajoase, comparativ cu alte țări unde suprafața mică deținută de o persoană sau de o familie fac ca pădurea să nu fie neapărat foarte importantă. Pentru finlandez, pădurea este foarte importantă. Spuneam că 60% din pădure este deținută de proprietari privați. Cu toate astea, 76% din lemnul exploatat în Finlanda, din acele 80-90 de milioane de metri cubi anual, provin din acele 60% din păduri private. Statul exploatează și el și pune în piață undeva un 9-10%, la fel marea industrie care deține păduri exploatează și își asigură o parte din resursă din propriile păduri. Dar imensa majoritate a lemnului este din păduri deținute de proprietari individuali. Dar acest lemn exploatat în fiecare an se duce cu preponderență către celuloză, care ulterior este prelucrat în hârtie și carton, în lemn pentru debitare, pentru cherestele și furnire și mai departe placaj, și lemn pentru biomasă. Vedeți aici câte milioane de metri cubi, 36 de milioane de metri cubi s-au dus acum, anul trecut și acum 2 ani, către zona de celuloză și hârtie, aproape 30 de milioane în zona de debitare a lemnului și 14-15 milioane se duc direct din pădure către biomasă pentru producerea de energie.
Ca să vorbim un pic, să înțelegeți mai bine, industria finlandeză, bazată pe lemn, avem aceste cherestele și panouri, în special placajul, care este foarte mare și principala sursă de venit și angajator în Finlanda. Avem celuloza și hârtia, să vedeți un pic mai încolo despre cât de importantă este această industrie. Avem biomasa pentru energie, avem mobilă și, bineînțeles, avem silvicultură, exploatări forestiere. Spuneam mai devreme că este aproape același volum de lemn pe picior între Finlanda și România. Acele 2,5, România are aproape 2,4 miliarde de metri cubi, Finlanda are 2,6. Deși noi avem 7 milioane de hectare, finlandezii au 23. Cu toate acestea, din acest volum de lemn, din același volum de lemn, finlandezii folosesc de 4-5 ori mai mult aproape decât noi. Și asta se vede și în cifra de afaceri a sectorului, a industriei, care pe total este undeva la 40 de miliarde de euro, chiar de 4 ori, un pic mai mult de 4 ori decât cea a sectorului pădure lemn de România. Ca număr de angajați suntem cam la fel și noi și ei, undeva între 140-150 de mii de oameni. Diferența este că pentru Finlanda tot ce înseamnă produse pe bază de lemn contribuie masiv la exportul național, 18% din valoarea totală a exportului, aceste 15 miliarde de euro vin din aceste produse de lemn și din celuloză și hârtie. Ceea ce e bine de menționat și de reținut este că finlandezii continuă să investească în noi capacități de procesare a lemnului, astfel încât până în 2030 se estimează că este nevoie de încă 10 milioane de metri cubi de lemn față de cei care sunt consumați în momentul de față. Și este o mare dezbatere între guvernul de la Helsinki și decidenții sau oamenii de influență de la Bruxelles, de la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană pune presiune ca Finlanda să exploateze diferit pădurile, să renunțe în mare măsură la tăierile rase. Sunt specii la care se poate face asta, sunt alte la care nu se poate. Din păcate, nu întotdeauna cei de la Bruxelles înțeleg realitatea din teren. E ușor să iei decizii dintr-un birou, fără să mergi prin pădure. Finlanda, care este o țară care depinde foarte mult de lemn, se luptă să-și apere dreptul de a genera bunăstare pornind de la pădure și cred că va și reuși. Ca să intrăm mai adânc în problemă, sunt peste 1200 de fabrici care prelucrează buștean și produc cherestea. Cele mai multe sunt afaceri mici de familie, cum sunt și în România, cum sunt în majoritatea țărilor, dar sunt și 80 de fabrici care procesează cel puțin 10.000 de metri cubi de buștean și sunt 40 ce produc cel puțin 100.000 de metri cubi de cherestea anual. Toate aceste fabrici sunt practic niște coloși care folosesc undeva 150-200 de mii de metri cubi de buștean în fiecare an. Finlanda este al șaptelea cel mai mare producător de cherestea de rășinoase din lume. Și o mare parte din această cherestea este exportată. În 2022, undeva pe coasta de vest a Finlandei, s-a deschis cea mai mare fabrică de procesare în momentul ăsta din țară, care folosește în jur de 1,5 milioane de metri cubi de buștean de pin pentru a produce peste 700 de mii de metri cubi de cherestea. Cred că undeva 90% din producție este exportată. Și contează foarte mult pentru economia locală și economia națională. Sunt câteva fabrici mari de prelucrare a lemnului, în special cel de mesteacăn, în placaje, în furnire și placaje. Finlandezii sunt recunoscuți la nivel mondial ca producând unul dintre cele mai calitative tipuri de placaj, cel de mesteacăn, care este folosit tot mai mult la îmbrăcarea pe interior a tot ce înseamnă vase care transportă gazul natural lichefiat. Ele sunt toate îmbrăcate în mesteacăn pentru că mesteacănul suportă acea temperatură foarte scăzută acestui gaz. Da? Deci acele imense vapoare care transportă într-o parte într-alta, inclusiv cele care traversează Atlantic,
și aduc azi lichefiat natural, sunt toate îmbrăcate pe interior cu furniri și cu placaj din Mesteacăn. Panourile care sunt folosite în construcții la Zgârie Nord, de exemplu, sunt aproape întotdeauna din Mesteacăn, pentru că este foarte, foarte rezistent și un panou, un cofraj făcut din placaj de Mesteacăn poate fi folosit până la 300 de ori, deci are foarte mare rezistență și durată de folosință. Camioanele, trenurile, vagoanele, tot ce înseamnă, sunt toate îmbrăcate de obicei în placaj. Mai nou, sunt concurate, placajul concurat de OSD, dar placajul de Mesteacăn, cam putem să gândim că un camion îmbrăcat frumos în placaj ca să aibă formă și să aibă și temperatură și să țină și departe și lumina și tot, consumă cam sau include cam un metru cub de placaj de mesteacă. Și mai nou, finlandezii l-au folosit împreună cu NASA și cu Agenția Spațială Europeană pentru a îmbrăca sateliții, care atunci când trebuie să revină în atmosferă, la frecare placajul se aprinde, arde și asigură o combustie completă, astfel încât să nu se prăbușească nimic la sol. Oamenii se concentrează practic pe calitate și produc acest milion de metri cub de placaj de mesteacăn. Folosesc și pin, fac și mesteacăn, deci fac și placaj din pin, dar mai slab calitativ și nu pentru asta sunt recunoscuți la mondial, ci la nivel mondial, ci datorită mesteacănului. Vorbeam de fabricile de hârtie, de celuloză, de hârtie și carton. Finlanda este undeva în topul mondial, este al doilea cel mai mare producător de hârtie și produse pe bază de celuloză din Europa și al 10-lea cel mai mare exportator la nivel mondial. Pădurea finlandeză, lumea poate nu știe, dar hârtia, ca să aibă o calitate bună, trebuie să îmbine fibrele lungi cu fibrele scurte ale lemnului. Și finlandezii au jumătate din ce le trebuie, mai importă restul de celuloză din Brazilia, din Uruguay, din Chile, în așa fel încât ajung să producă o hârtie de foarte, foarte înaltă calitate, recunoscută peste tot în lume. Foarte multă hârtie care este folosită în România, în birourile din România, în continuare, provine din Finlanda. Sunt aproape 70 de fabrici care produc celuloză, hârtie și carton. Și acum spuneam, e vorba de niște foarte multe miliarde de euro în jurul acestei afaceri, acestui sector. Și vedeți foarte bine cum cumva ele sunt concentrate majoritatea în jumătate de sud a Finlandei, deși o să vedeți că undeva în zona de vest, nord-vest a Finlandei s-a deschis cea mai mare biorafinărie din lume. Undeva, exact asta spuneam, una dintre firmele fanion ale Finlandei, Metsä, a deschis de foarte curând cea mai mare biorafinărie pe bază de lemn din Europa. Gândiți-vă la un complex, cel din imagine, o bucățică din el, imaginea este mult mai mare, care consumă 7 milioane de metri cub de lemn anual. O fabrică. Ca să puteți pune în comparație sau în perspectivă, România consumă 20-21 de milioane de metri cubi anual, per total, cu toată industria, cu tot lemnul de foc, cu tot ce folosim. Ei, această fabrică are nevoie de 7 milioane de metri cubi de lemn doar ea. Nu produce doar celuloză, acest 1,5 milioane de metri cubi de celuloză, care este o cantitate imensă, ci produce și energie, echivalentul necesar pentru încălzirea circa 100.000 de locuințe. Tot ce înseamnă fabrici de celuloză, tot ce înseamnă biorafinării care folosesc lemnul pentru a produce produse inovatoare, au și fabrici, au și generatoare de energie incorporate și sunt mari producători de energie pentru tot ce înseamnă comunitățile locale și pentru alte industrii. Deci nu este doar să folosim lemnul pentru a produce hârtie sau cherestea sau placaj, ci în foarte mare măsură pentru producerea de energie. Imaginea din stânga sunt fabrici de peleți, în cea din dreapta mea, cu foarte multe puncte portocalii, sunt peste 120 de comunități, comune, orașe, care se încălzesc cu biomasă din lemn.
Deci aproape toată Finlanda este acoperită. Unde sunt oameni, există și aceste centrale pe biomasă. De obicei sunt în cogenerare, dar de foarte multe ori sunt și doar pe bază de lemn. Produc energie termică și electrică. Și, așa cum spuneam, este o chestiune de supraviețuire în ultimii 2 ani, pentru că Finlanda s-a decuplat complet de Federația Rusă, așa cum o să vedeți un pic mai încolo în prezentarea mea. În total, cu tot ce pleacă din pădure, cu resturile rezultate din prelucrarea mecanică și chimică a lemnului, circa 30 de milioane de metri cub de lemn sunt folosiți anual pentru producerea de energie. Și vă puteți imagina ce înseamnă 30 de milioane de metri cubi, e cât exploatează România într-un an și jumătate, în total, și cât și folosește. Acum că să vin la titlul prezentării, situarea în umbra Federației Ruse, România și Finlanda au avut o istorie foarte, foarte asemănătoare în ultimii 100 de ani, ceea ce privește relația cu Rusia, și una și alta au pierdut teritorii. Finlandezii Carelia, noi am pierdut Moldova, Ținutul Herța, da? Deci avem foarte multe lucruri care rezonăm și unii și alții. Dar până în 2014, când Rusia a ocupat Crimeea, finlandezii aveau în Rusia al treilea cel mai important partener comercial. 10% din exporturile finlandeze și 18% din importurile finlandeze se realizau cu Federația Rusă. După anexarea Crimeei, schimburile comerciale practic s-au înjumătățit. Deci finlandezii care în continuare au această rană deschisă a teritoriilor pierdute au sancționat agresiunea rusă. Cu toate acestea, peste 600 de firme, și astea înseamnă primele 600 de firme ale Finlandei în ceea ce privește mărimea, cifra de afaceri și numărul de angajați, aveau relații comerciale cu Rusia în continuare. Deci peste 50.000 de angajați direct în Finlanda, plus încă alte câteva zeci de mii, poate chiar sute de mii de angajați în Rusia. Ca să înțelegeți nivelul de cooperare ca la care s-a ajunsese între cele două țări, Finlanda avea investiții directe undeva între 12 și 15 miliarde de euro în Rusia, 7 miliarde doar în mine pentru minerale și minereuri în Ural, realizate de cea mai mare firmă finlandeză de energie, Fortum. Aproape 2 miliarde de euro în bursa și în titlurile și obligațiunile de stat de la Moscova. Poate vă mai aduceți aminte sau poate aflați acum câțiva ani, 5 ani cred că, Finlanda, Helsinki a găzduit reuniunea bilaterală între președintele Statelor Unite de atunci și președintele Federației Ruse. Asta era locul în care s-au agreiat să se întâlnească. Și ca să discutăm și despre lemn, undeva între 10 și 12 milioane de metri cub de lemn erau importați până în vara lui 2022, în fiecare an din Finlanda, din Rusia. Au fost și mai mult de atât, s-au importat inclusiv 15 milioane într-un an, dar undeva 10-12 milioane de metri cubi veneau constant, an de an, din Rusia către Finlanda pentru a fi procesați. În special pentru a fi procesați în celuloză, dar și pentru energie. Războiul din Ucraina a dus automat la decuplarea aproape instantanee sau abruptă, să spunem foarte abruptă, a Finlandei de Federația Rusă, cu efecte economice dintre cele mai nefaste pentru Finlanda. Eu pot să spun, trăitor fiind aici, pot să spun că Finlanda cred că este țara care, din punct de vedere economic, a fost cel mai afectată din tot blocul Uniunii Europene. Tocmai pentru că era atât de legată și atât de sudată de Rusia, în ceea ce privește importul de energie, importul de lemn, exportul de materii, exportul de produse, de servicii către Rusia, faptul că dintr-o dată s-au tăiat aceste legături au afectat Finlanda foarte puternic. Ca să discutăm despre lemn, așa cum am spus, importul s-a anulat complet de un an și jumătate
Instantaneu, practic, prețul lemnului a crescut pe plan local, pentru că au dispărut 10-12 milioane de metri cubi din joc. A crescut prețul la bușteanul de rășinoase, nu cu foarte mult, 5%. În schimb, pentru ceea ce înseamnă mesteacăn, s-a dus cu 17% mai sus, iar lemnul de celuloză, cel care n-a mai putut fi importat cu predilecție, a crescut cu 25-30%, ceea ce a dus firmele finlandeze într-o zonă de necompetitivitate și într-o zonă de pierderi economice. La nivel de 2023, vedem în fiecare an tot a scăzut producția de cherestea, de exemplu, cu 7% față de 2022, cu 13% față de 2021 și predicțiile sunt să scadă în continuare. Asta și deoarece Uniunea Europeană este în continuare într-o criză economică indusă de același război din Ucraina. Cererile de pentru produse de lemn, construcțiile sunt cumva într-o zonă de criză și atunci produsele finlandeze nu se mai desfac la fel de bine, către, nu se mai vând la fel de bine pe piața Uniunii Europene. Finlandezii vând foarte bine către zona de Egipt, de exemplu, China, Japonia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, dar Uniunea Europeană în sine, care era unul dintre partenerii economici importanți în ultimii 10 ani, practic este în cădere liberă. Costul energiei a crescut foarte mult. Sunt oameni care au avut dilema ne încălzim sau mâncăm. În special în luna trecută, luna ianuarie, când au fost temperaturi de minus 20 de grade în zona de sud a Finlandei și minus 40 de grade în zona de nord, când prețul la energia spot, în momentul în care era atât de frig și n-a bătut nici vântul și n-au avut energie eoliană și nu aveau nici energie de la ruși, practic s-a ajuns să coste 200 de euro pe kilowatt pe megawatt-oră, scuze, de 20 de ori mai mult decât prețul normal. Și zilele au fost cumplite pentru finlandezi. În continuare s-au închis fabrici. Faptul că n-a mai venit lemn și energie ieftină din Rusia a dus, de exemplu, la un șoc în ceea ce privește în special în zona emoțională. S-a închis prima mare fabrică de cherestea din Finlanda, înființată de Enso Gutzeit în 1872. E, această fabrică a trebuit să închidă după din 150 de ani pentru faptul că n-a mai avut desfacere pentru produse, energia a fost prea scumpă și lemnul a fost prea scump. La fel s-au închis fabrici de celuloză și hârtie în Finlanda, alte fabrici. Toate firmele mari au închis fabrici în Finlanda și totodată au închis sau au vândut pe bani de nimic tot ce aveau afaceri în Rusia. Nu doar finlandezii au făcut asta, ei au fost printre primii. Finlandezii și suedezii au fost printre primii care au anunțat că se decuplează complet de Federația Rusă. Alte firme din alte țări din Uniunea Europeană și din Statele Unite au avut un proces mai lung în care au căutat cumpărători, au încercat să-și vândă afacerile la un preț mai bun, dar în final decizia a fost luată la Moscova, pentru că închiderea unei afaceri sau vânzarea ei a trebuit să fie aprobată de către Guvernul Federației Ruse la un preț practic fixat de Federația Rusă, astfel încât vă dau un exemplu, de exemplu, cel mai mare producător de hârtie din lume, International Paper, firma americană, care avea o fabrică, combinatul de celuloză și hârtie de la Ilim, cu o cifră de afaceri de 6 miliarde de dolari pe an, a vândut acea afacere per total cu 508 milioane de dolari. Deci de la o cifră de afaceri de 6 miliarde s-a ajuns să vinzi o afacere cu 500 de milioane. Înțelegeți impactul. Și la fel au pățit și finlandezi. Toate marile firme care se menționate, Stora Enso, Metsä, UPM, Huhtamäki, toate firmele au trebuit să-și închidă sau să vândă pe bani de nimic investițiile din ultimii 30 de ani practic acolo. Aici vorbim de foarte, foarte multe miliarde de euro. Am căutat în ziarele și în site-urile de specialitate și am vorbit cu finlandezi, cu prieteni finlandezi și alți consultanți care este impactul total, care e o valoare totală. Și cumva nimeni nu mi-a putut spune treaba asta și nici l-am găsit nicăieri ca să știu câți bani a pierdut Finlanda până acum. 20, 30, 50, 70, 100, 200 de miliarde.
de euro. Oricum, estimarea mea este că undeva în ultimii 2 ani Finlanda a pierdut doar din decuplarea de Federația Rusă undeva în jurul la 100 de miliarde de euro, ceea ce este foarte mult, mai ales că nu există niciun fel de sprijin din partea Uniunii Europene. În prezent, mai puțin de 2% din firmele care obișnuiau să aibă afaceri cu Rusia continuă să mai facă ceva. Sunt firme mici care, dacă nu livrează niște produse către Rusia, în baza unor contracte existente, practic se închid. Și dacă se închid acele firme, practic se închide poate unul sau se închide singurul angajator dintr-o comunitate. Deci sunt comunități dependente critic de anumite afaceri care erau bazate pe colaborarea cu Rusia. Dacă se închide acea firmă, oamenii ăia practic sunt ai nimănui. Și nu vorbim de produse care să fie interzise de Uniunea Europeană. Deci vorbim de produse care sunt pe lista de produse agreate. Dar cum orice criză aduce și oportunități, aș spune că Finlanda se ajustează din mers, absorbe șocul, se concentrează pe valorificarea superioară a resursei pe care o are, acele trei specii de lemn, pin, molit și mesteacăn. Se concentrează pe adăugarea de valoare, se duce spre zona de biorafinării tot mai mult, încearcă să fie în acest tren, de fapt conduce la nivel de Uniune Europeană și poate chiar la nivel mondial acest tren al bioeconomiei circulare bazată pe lemn, dezvoltă bioproduse inovatoare pe care le-am discutat cu Mihai și cu prietenii de la Plantăm Fapte Bune în România într-o altă prezentare. Găsiți acea prezentare a mea pe site-ul lor, în care vedeți ce poate să facă, cât de multe lucruri se pot face din lemn, vorba de acel lemn invizibil din viața noastră. Finlandezii sunt practic vârf de lance în ceea ce privește folosirea lemnului pentru foarte, foarte multe lucruri, în ideea de a înlocui produsele bazate pe combustibili fosili. Aici apare o să fie o dezbatere puternică, așa cum am zis mai devreme, între Uniunea Europeană, care pune presiune ca Finlanda să protejeze mai mult, și Finlanda, care va spune că pentru a supraviețui și a se dezvolta în continuare și a-și menține bunăstarea, va trebui să exploateze mai mult. E un decalaj. Pe de o parte, 10 milioane de metri cubi nu mai vin din Rusia, pe de altă parte, sunt investiții și planuri de a mai crește cu încă 10 milioane de metri cubi consumul la nivel de Finlanda. Deci apare un decalaj undeva de 20 de milioane de metri cubi pe care Finlanda va trebui să-l găsească din altă parte. Ucraina, care sperăm cu toții să beneficieze de pace în cel mai scurt timp, va fi să fie reconstruită, să renască din cenușă, consideră Finlanda ca fiind una din țările prietene și țările și firmele prietene vor avea un avantaj atunci când va veni vorba de reconstrucția Ucrainei. Dar vom vedea. Când se va întâmpla asta, cum se va întâmpla asta. Deocamdată Finlanda este bine poziționată în acest punct de vedere, pentru că are produse de calitate, are oameni de calitate, are cunoștințe, are un know-how foarte bun în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii, în special bazat pe lemn, dar nu numai. Și încă ceva, de când a început războiul, sentimentul pro-NATO a devenit preponderent în Finlanda. În momentul de față, 9 din 10 finlandezi susțin apartenența la Alianța Nord-Atlantică. Și ca să înțelegeți faptul că finlandezii sunt naționaliști într-un sens pozitiv, dacă ne uităm până în acum 3 ani, de exemplu, în fiecare an erau cam 1000 de tinere finlandeze la 18-19 ani, când terminau liceul, mergeau să facă serviciu militar. Voluntar. În 2022 încoace, numărul a crescut la 12.000 de fete care se duc să înroleze în armată să facă serviciu militar, deși nu este obligatoriu pentru ele. Este obligatoriu pentru băieți, dar nu este obligatoriu pentru fete. Dar cu toate acestea, ele se duc voluntar să facă acest lucru. Revin, Finlanda se ajustează. Finlanda a mai trecut prin crize, Finlanda a mai fost conectată de Rusia și acum 30 de ani, sau de URSS la vremea aia, și când s-a prăbușit URSS-ul a fost din nou o perioadă de criză fantastică pentru Finlanda. A fost
din nou, o prăbușire a economiei și a societății, a nivelului de trai la momentul ăla, timp de 2-3 ani a fost foarte, foarte greu la începutul anilor 90, după care Finlanda s-a regăsit, au strâns din dinți, așa cum știu să o facă foarte bine, și s-au reconstruit, au ajuns ulterior să adere la Uniunea Europeană, la zona euro, mai nou și la NATO. Și sentimentul este că se va trece și peste această criză, pentru că oamenii sunt uniți, există acea coeziune la nivel național. Cu toate acestea, aș vrea să închei prin a atrage atenția faptului că Rusia, nu putem, acel colos, în umbra căruia trăiește Finlanda, continuă să producă anual peste 180 de milioane de metri cubi de buștean, 80 de milioane de metri cubi, 40 de milioane de metri cubi de cherestea, peste 1 milion de metri cubi de furnir, 3, aproape 4 milioane de metri cubi de placaj, face peleți foarte mulți, exportă masiv, obișnuia să exporte masiv către Uniunea Europeană și către Statele Unite ale Americii, nu mai face asta, în schimb s-a reorientat și exportă fantastic de mult către China, India, Pakistan, tot ce înseamnă zona de Turcia, țările din zona Orientului Apropiat și Nordul Africii, Japonia în continuare importă din Rusia fără niciun fel de problemă. Rusia rămâne un colos, cu așa cum am spus la început, cu 20% din pădurile lumii și responsabilă pentru 22% din tot ce înseamnă lemn de rășinoase, sub orice formă îl gândim. Buștean, cherestele, mobilă, orice fel. Ne gândim la lemn de rășinoase, de conifere, discutăm aproape un sfert la nivel mondial provine din Rusia. Și într-o bună zi, când va fi pace, trebuie să ne așteptăm și la reînnodarea relațiilor bilaterale. Finlandezii au mai avut, și așa cum am spus la început, probleme geopolitice cu Rusia, s-au mai luptat, au făcut parte din Rusia, s-au rupt de Rusia, s-au luptat cu Rusia, au pierdut războaie cu Rusia, au câștigat războaie cu Rusia, au știut ulterior să facă o pace care să dezvolte afacerile cu Rusia și să beneficieze ambele națiuni. Și cred că pe viitor Finlanda va găsi din nou cheia de a accesa piața Rusiei, atât cu produse din Finlanda către Rusia, cât mai ales cu materii prime din Rusia spre Finlanda. Asta am vrut să vă spun în seara asta. Eu aștept întrebări din partea voastră și sunt datele mele de contact. Sper că a fost interesant, sper că a fost ceva care nu găsiți oriunde, nu găsiți la un clic distanță, atât în ceea ce privește Finlanda, cât ceea ce privește Rusia. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Paul. Acum va fi la un clic distanță, pentru că va rămâne pe Facebook și pe YouTube. Da. Mulțumim mult pentru informațiile foarte concentrate și foarte sugestive din punctul meu de vedere. Eu te-aș ruga să dezvolți o idee, un enunț de mai devreme de al tău. Spuneai că Finlanda se află oarecum sub ghilotină, aș numi eu, în sensul că, pe de-o parte, Uniunea Europeană o forțează să conserve cât mai mult, iar pe de altă parte, finlandezii, dată fiind de industria lemnului foarte dezvoltată, vor să exploateze cum mai mult și mai mult. Care ar fi soluția? Oh, este o problemă grea asta cu managementul tradițional, în care anumite lucruri se fac cum se făceau de mult timp încoace, și ceea ce și curentul modern în care se solicită și alte servicii din partea pădurii. Finlanda are foarte multă pădure pentru câtă populație are. Deci, comparativ cu alte țări, Finlanda are 70% acoperire, da, grad de acoperire cu pădure. 5 milioane și jumătate de locuitori, oriunde pleci, dar ai ieșit din Helsinki 20 de kilometri în afara orașului și următorii 1300 de kilometri poți să conduci numai prin pădure. Deci sunt, să spunem, activiști de mediu, oameni bine intenționați, care vin din zona Europei Centrale, din Germania, din Olanda, din Franța, din poate chiar din România, care vin, oh, finlandezii aia distrug pădurile, sigur nu rămâne nimic. Și vin aici și pleacă cu mașina și, cum am spus, merg 1000 de kilometri
numai prin pădure. Să duc pe o poartă, să întorc pe alta, tot numai prin pădure. Și la urmă să gândesc, bă, dar chestia aia cu distrugerea pădurii, eu n-am văzut-o pe nicăieri distrugerea asta pădurii. Trebuie să înțelegem faptul că managementul forestier în Finlanda este unul foarte activ, este unul dinamic. Oamenii se implică în gestionarea pădurii, în fac lucrările la timpul lor, astfel încât față de exemplu, de față de 1960-1970, în momentul de față, volumul de lemn pe picior al Finlandei s-a dublat prin efectuarea de lucrări la timpul lor, prin a scoate lemnul bătrân care nu mai acumulează nici carbon, nici nimic, da? Din pădure, a face loc generațiilor tinere, a planta pădure, a crea generații arborete tinere care acumulează carbon, acumulează volum, pot fi utilizate pentru producția ulterior de celuloză, de energie. O parte din pădure este condusă către vârsta de 80, 90, chiar 100 de ani pentru a genera lemnul pentru cherestele, care vedeți că 40%, da, din industrie este cea de cherestea, practic, și placaj. Deci finlandezii, cumva, mesajul lor este către cei din Europeană este, fraților, noi știm ce facem. În ultimii 50-60 de ani am dublat volumul de lemn care este aici printr-un management activ. Dacă voi veniți să ne spuneți acum, nu mai intrați în păduri, lăsați-le de capul lor, că știu ele mai bine ce se întâmplă, ok, s-ar putea să aveți dreptate, dar această teorie se poate verifica numai într-un ciclu complet de viața unei păduri, a unui arbore, care este 200, 300 sau 400 de ani. Nimeni nu știe cum erau pădurile acum 300-400 de ani. Și nimeni nu știe cum vor fi ele peste 3, peste 300 de ani. Deci finlandezii sunt oameni care propun un model dinamic, un model de intervenție activă, conștientă, foarte, foarte mult bazată pe informație în timp real. Folosesc foarte mult imagini satelitare, tot ce înseamnă utilajele cu care ei exploatează pădurea, harvestere și forwardere, toate sunt umplute de senzori cu care pădurea este măsurată permanent. Fiecare utilaj care merge să exploateze, practic, cartează solul și pădurea și contribuie cu datele pe care le adună la inventarul forestier național, care practic este actualizat în timp real, aproape în fiecare zi. Ei știu foarte, foarte bine absolut tot ce mișcă în pădurile lor. E adevărat că sunt și zone în care cu siguranță pot să protejeze mai mult. Dacă ne uităm, de exemplu, toată zona asta de nord a Finlandei, orice hartă aleg de aici, vedeți că jumătatea de nord a Finlandei, și vorbim aici de vreo 6-700 de kilometri de la sud la nord, nu prea mai are industrie. E foarte puțină industrie. Și asta este zona unde au și parcuri naționale și parcuri naturale în care nu se intră, nu se exploatează. Au foarte multe zone pe care le protejează deja și îi spun, hai să protejeze și alții. Hai să vină și alții cu o suprafață de pădure de 70%, hai să protejeze și alții nu știu câte milioane de hectare, hai să protejeze și alții. Nu doar să ceară ca noi să o facem. Deci, din punctul ăsta de vedere, Finlanda își asumă rolul de cunoscător în ceea ce privește managementul forestier și spune că ok, suntem deschiși la a învăța și de la alții, dar doar dacă știu mai multe decât Ferinov, ca să noi. Sper că zic am așa. răspuns la întrebare. Păi eu am rămas cu acel cuvânt cheie, echilibru. Că au și industrie Da. dezvoltată, dar au și o suprafață însemnată pe care o protejează. Paul, uite o întrebare. Ai răspuns și într-o ediție trecută mai în detaliu, dar e interesant de reluat ideea de la domnul George Veziteu. Apropo de latitudinea la care se află Finlanda, masa Da. lemnoasă este mai puțină, dar fiind și speciile care cresc acolo. Și te roagă să faci o comparație cu România, care are o suprafață împădurită mult mai mică, dar cu specii mai valoroase. Da. România are, să spunem, 7 milioane de hectare de teren acoperit cu păduri și vegetație forestieră în afara fondului forestier, deci unde avem arbori, da? Copaci pe limbajul cel mai larg, da? Accesibil publicului. Finlanda are 23 de milioane de hectare, mai mult de 3 ori. De altă parte, Finlanda are în medie undeva 110-120 de metri cubi pe hectar de lemn, deci lemn pe hectar. România are 340-350 de metri cubi per hectar. Noi avem de 3 ori
mai mult lemn pe aceeași unitate de suprafață. Asta nu doar datorită climei, clima este esențială, da? Noi avem un climat fantastic, dar și datorită solului. Dacă să vorbesc mai întâi de climă, în tot ce înseamnă zona asta centrală și de nord a Finlandei, unde este foarte multă pădure, trebuie să înțelegeți că ciclul de sau sezonul de vegetație are undeva 80 de zile. 80 de zile din 365, da? Cam atât. Asta înseamnă că la nivel național, în fiecare zi, pădurea Finlandei crește cu 1,3 milioane de metri cubi. Deci în fiecare zi creșterea, în acea perioadă de vară, când e vară, zi de vară până în seară, cum se spune, în acele zile, per total țară, se acumulează în fiecare zi peste 1 milion de metri cubi în păduri. Aia e creșterea naturală a pădurii, într-un timp foarte scurt. După care vine frigul, lunga noapte polară, s-a terminat, atunci nu mai crește nimic. Dar, revenind, România 7 milioane, Finlanda 23. România 2,4 miliarde de metri cubi de lemn, Finlanda 2,6. România de 3 ori mai mult lemn pe hectar decât Finlanda. Dar și din asta se întâmplă și din cauza solului. România are soluri profunde, are soluri foarte bogate. Finlanda a fost sub calota glaciară și practic sapi un metru jumate, doi, și ai dat de rocă. Stratul de sol este superficial, este foarte acid, nu permite altor specii să se instaleze, chiar dacă, de exemplu, acum cu încălzirea globală, încep să apară și alte specii, intră și alte specii în le explicam acum mulți ani unui grup unor colegi silvicultori români care au venit aici și se mirau, dar de ce e atât de spațiată pădurea? Dar de ce sunt atât de rar lăsat? De ce intervin atât de mult și extrag atât de mulți arbori în prima răritură, în a doua răritură, practic scos 70% din arbori în primele două rărituri? Și de ce îi lasă atât de spațiat și e iarbă prin pădure? Pentru că solul nu poate să ducă mai mult. Este un sol puțin profund și este un sol sărac. Din acest motiv, finlandezii au înțeles că dacă țin pădurea 150-200 de ani să crească, de fapt nu crește. Poate mai rău, ajunge să moară. Deci, cumva, trecând peste asta, România are specii de mare căutare și de mare valoare. Avem stejarii, care sunt fantastice. Avem fagul, care este un lemn de mare valoare. Avem molid, ca și finlandezii. Astea sunt speciile noastre. Da? Ei au pin, molid, mesteacă. Noi avem fag, molid și vercine în principal. Avem și plope, avem și frască. Și noi avem peste, nu știu, 15-20 de specii cu importanță economică. Finlandezii au 4. La alea 3 care le-am mai spus, mai poți să pui și plopul tremurător, care e punctiform pe aici pe acolo. Paul, că tot stăm la subiectul ăsta comparativ Finlanda cu România. Cum stăm comparativ la nivelul tăierilor rase compacte? Că în România avem legislație codul silvic până la 3 hectare compacte, da. Care e treaba în Finlanda? Practic e cam același lucru și în Finlanda. Ceea ce se întâmplă în Finlanda este că decizia este la proprietarul pădurii. Proprietarul pădurii este cel care plătește impozii pe teren, el decide ce se întâmplă. Dacă el vrea, de exemplu, să taie 3 hectare sau 4 hectare sau 5 hectare ras, poate să o facă. E decizia lui, el e proprietar. Asta înseamnă să fii proprietar, să poți să iei o decizie asupra terenului tău. Există însă obligativitatea ca în maxim 3 ani să asigure regenerare, practic plantarea pădurii. Ori o regenerare parțial naturală, dar de cele mai multe ori aici se vine cu plantat. Dacă nu face lucrarea, echivalentul gărzii forestiere din România vine și constată că nu s-a întâmplat acest lucru, după care îi pune în vedere proprietarului respectiv că are la dispoziție câteva luni de zile în care să facă lucrarea, să angajeze firmele și dă și lista cu firmele care sunt în zona lui specializate în astfel de lucrări. Dacă nu face acest lucru, acest centru forestier, aici este centru forestier, în România ar fi garda forestieră, într-un parteneriat foarte strâns cu fiscul, îi pune pe oprire pe toate bunurile, îi practic confiscă proprietatea sau face lucrarea, face de fapt lucrarea direct,
angajează prestatori de servicii să facă lucrarea și trimit factura și totodată pun și o oprire pe conturi, așa fel încât să recupereze valoarea cheltuită cu reînființarea de păduri. Nu se întâmplă, sunt punctiforme, nu știu, 1 la 5 ani, cazuri în Finlanda în care cineva care a tăiat pădurea să nu-și asigure reîmpădurire. Există un alt nivel de conștiință națională și conștiință personală în ceea ce privește pădure. Deci finlandezii în afară de pădure n-au avut nimic. Pădurea i-a ținut în viață de-a lungul mileniilor. Pădurea le-a dat vânat, ciuperci și lemn de foc. Dacă au rămas fără pădure, au rămas fără viață. Deci Finlanda și finlandezii înțeleg acest lucru. Este singura resursă naturală pe care finlandezii o au. Mai au 188.000 de lacuri, dar nu faci mai lucru cu 188.000 de lacuri, nici măcar mult pește n-au în ele. În schimb, pădure și lemn au din belșug. Asta este diferența în ceea ce privește România, care unde este un control și o putere a statului foarte mare, comparatul cu Finlanda, unde puterea aparține proprietarului de pădure, care poate să ia decizii în baza legii și care este ajutat sau este penalizat în baza ceea ce face. Adică, altfel spus, în România, regimul silvic se aplică în mod unitar, indiferent de proprietate, că vorbim de stat sau privat, unde păduri în proprietate privată în România sunt cam o treime, da, din care peste 700.000 de proprietari privați. În schimb, în Finlanda spuneai că peste 60% din păduri sunt în proprietate privată și deduc din ce ne-ai povestit că gradul de libertate al proprietarului este unul mult mai ridicat în luarea unor decizii. Dar până unde? Ok, înțeleg că dacă nu plantează în 3 ani, are mari probleme și nu riscă nimeni. Dar cât de liber este proprietarul să facă cam ce vrea în pădurea lui, să zic așa? Este liber să facă aproape ce vrea în pădurea lui. Dacă nu există planuri, de exemplu, suprastatale sau programe suprastatale, gen Natura 2000, da? Pentru care omul primește niște compensații. A fost prins parte în acest plan, pe terenul lui știe că nu poate să execute anumite lucrări, dar primește niște compensații. Atâta timp cât el este beneficiarul unor compensații, fie naționale, fie la nivel european, se supune acelui regim de management al pădurii peste care se suprapune acest regim al siturilor, managementul siturilor Natura 2000, de exemplu, sau un alt parc natural sau național sau ce fie acolo. Și omul respectă. Finlandezii sunt imensa lor majoritate foarte, foarte dedicați respectului față de lege. Deci unde e lege, nu-i tocmeală. Și finlandezii sunt, din punctul ăsta de vedere, extrem de corecți ceea ce privește respectarea legii. Există și cazuri în care cineva face un abuz, clar. Cum spuneam, este pedepsit și de obicei este pedepsit drastic. Clima de aici, greutățile vieții până acum, până în epoca, să spunem, până în ultimii 50-60 de ani, când Finlanda s-a ridicat economic, i-au făcut pe oameni să înțeleagă că dacă nu lucrează împreună, dacă nu sunt onești unul cu altul, dacă nu cumva nu-și respectă puținele resurse pe care le-au dispoziție, în speță în pădure și aproape nimic altceva, ei dispar. Și cei care cumva au avut apucături antisociale, inclusiv aia de a, hai să tăiem pădurea, am luat banii și am fugit, aia ușor, ușor, cumva au fost excluși din societate sau chiar eliminați de-a lungul secolelor. Deci ei au avut un management, au făcut așa un fel de elagaj sau o răritură sau o curățire asta naturală la nivelul societății. Asta s-a întâmplat pentru că în condițiile în care dacă nu muncești în cel puțin perioadă cât îți dă voie clima, ca să faci mâncare, dacă tu stai, tai frunză la câini, ai murit. Hey, mai bine las că te scoatem noi din joc complet. Să fie, nu... Asta e istoria Finlandei. E mult prea dur ce este aici, clima, solul, istoria lor, prins între niște mari puteri la un moment dat,
toate astea au contat în a-i forma pe finlandez către a fi cumva, a trăi într-un respect față de litera legii. Dar revin. Tocmai pentru că ei știu și ei între ei știu că respectă legea, legile sunt mai laxe, sunt mai relaxate, mai liberale. Dau voie omului să bucure de uzufructul terenului lui și al muncii lui. Că asta este foarte important. Deși Finlanda este o țară unde partidul, de exemplu, socialist sau social-democrat, este un partid cu mare priză la public. Da? Cu toate astea, ei respectă proprietatea privată și înțeleg că dacă nu poate să existe țară bogată cu oameni săraci. Și asta este înțelegerea care trebuie să ajungem cu toții. Nu poți să ai o țară bogată cu oameni săraci. Despre asta e vorba. Mai am o curiozitate, că ai menționat mai devreme că acele harvester, adică acele utilaje folosite în exploatare, în tăierea arborilor, sunt dotate cu mulți senzori care își contribuie la realizarea, actualizarea inventarului forestier național. Cum? Cine coordonează Centrul de colectarea de cercetare, echivalentul INCDS-ului din România, echivalentul Institutul de Cercetare din România, fostul ICAS, actualul INCDS, în Finlanda se cheamă LUCHE, și face asta, acoperă atât pădurile cât și agricultura. În Finlanda, un singur institut de cercetare acoperă absolut tot, pentru că terenurile agricole sunt puține, sunt undeva sub 10% din suprafața țării. Dar acest institut de cercetare este cel care acumulează toate datele și le publică cu fiecare an, actualizează, ei lucrează cu serii de date pe zeci de ani în spate, totul este o evaluare și o analiză statistică foarte bine pusă la punct. Lucrează, deci Institutul de Cercetare este principalul beneficiar. Toată lumea are interesul să pună datele la dispoziție, astfel încât să știi în permanență pe ce resursă de masă lemnoasă te poți baza. Marea industrie, care ați văzut, deține 9-10% din suprafața de pădure la fel, în permanență face studii, cercetări, măsurători, teste, să vadă dacă intervenim mai mult aici, ne ajută sau nu ne ajută. Acum este o foarte mare discuție, pentru că odată cu creșterea temperaturii, odată cu încălzirea globală, care este evidentă, da? Apar și niște extreme în ceea ce privește, să spunem, temperaturile, dar totodată în acel sezon de vegetație, care începe să fie tot mai mare, nu mai este 80, poate fi 90, poate fi 100 de zile, există mai multă temperatură mai ridicată, există mai multă umiditate, asta înseamnă că și creșterea pădurii va fi mai accentuată. Încă nu știm unde este, dar ea se va produce. Și în scenariu cel mai bun pentru omenire, cu 1,5 grade Celsius încălzire până în 2050, să spunem, sau 2040, pădurea finlandeză va crește mai mult. Pentru că sezonul de vegetație va fi mai mare, temperatura va fi mai ridicată, umiditatea va fi mai ridicată. Ca și discuție, poftim că am discutat Finlanda comparativ cu Rusia, am văzut de curând un studiu făcut de 5 universități mari din Statele Unite, din Europa, da, din America de Sud și Australia, cred că era una, exact cu privire la încălzirea globală și efectele ei asupra vegetației în general. Și în condițiile în care discutăm despre 1,5 grade, nu 2, nu 2,5, nu nimic, și dacă stăm la 1,5 grade încălzire la nivel global, în anul 2060, principalii grânari ai lumii, da, ai lumii, vor fi Federația Rusă și Canada. Federația Rusă și Canada sunt momentul ăsta acoperite de păduri. Ca să devină mari grânari, aceste păduri trebuie defrișate. Vorbim de defrișare și schimbarea categoriei de folosință a terenului din pădure în teren agricol. Vorbim de un an în care probabil vor fi spre 10 miliarde de oameni pe pământ, 2060, când extremele climatice s-ar părea că vor face anumite zone, anumite benzi pe pământ nelocuibile și când zone care astăzi sunt mari producători agricoli se vor duce într-o secetă extremă,
iar marii grânari ai lumii vor fi Rusia și Canada. Și una și alta vor trebui să fie defrișate masiv pentru a produce mâncare pentru cei 10 miliarde de oameni. E un studiu foarte interesant, o să-l cauți, o să ți-l trimit, să eventual să-l postez, pentru că nu e un studiu comandat de niște politicieni sau de niște firme sau ceva. Este efectiv un studiu care urmărește să vadă diverse scenarii. Și ăsta este scenariul când noi reușim să stăm în 1,5 grade. Ceea ce este destul de îngrijorător și vom vedea ce se va întâmpla, cum vom negocia, cum vom gestiona această trecere, pentru că majoritatea noi, sper eu, și majoritatea care ne urmăresc acum, vom ajunge să trăim și în 2060. Deci vom, și vom vedea cu ochii noștri și vom simți pe pielea noastră cum s-a schimbat lumea. Mai puțin. Paul, te invit încă de pe acum la o nouă prezentare, dacă poate și cu un alt coleg de la LUC, de ce nu? Apropo de modul ăsta de colectarea datelor din Harvester, pentru că cel puțin mi se pare o idee foarte interesantă, mi-a și scris încă un coleg acum pe WhatsApp, de ce nu? Hai să încercăm să aducem la lumină și aceste tehnologii moderne și să punctăm utilitatea lor. Sigur. În final, nu rămâne decât să preiau mulțumirile de pe pagina de Facebook. O să te invit la final, după încheierea conferinței, să citești în mod special comentariul domnului Răzvan Turcaru, care îți mulțumește și aduce și domnia sa, subliniază importanța lemnului în viața noastră și se întreabă de ce tot sunt mulți care discută în necunoaștere de cauză sau poate cu rele intenții, asta am spus eu, despre ce înseamnă lemnul în viața noastră. Așa că, Paul, mulțumesc îți mulțumim mult pentru intervenție și Iulian Bratu te felicită și îți mulțumește, uite acum, pe Facebook. Salut pe Iulian și vă salut pe toți, vă mulțumesc tuturor și vă doresc să aveți parte de viață frumoasă cu cât mai mult lemn de calitate în ea. Mulțumim, Paul. Seară bună să aveți. Numai bine.